24. Convertitul. Când trecură printre clădirile aerisite de pe terenurile universității, uitară de viața trantorului și așa nu prea agitată. Aici domnea o tăcere solemnă și solitară. Străinii de pe fundație nu știau nimic despre zilele și nopțile de iureș nebun ale sângeroasei devastări care lăsaseră, totuși, universitatea neatinsă. Nu știau nimic de perioada de după prăbușirea puterii imperiale, când studenții, cu arme împrumutate și cu temeritatea lor disperată, nepuse vreodată la încercare, formaseră o armată de voluntari pentru a apăra altarul central al științei galaxiei. Nu aveau de unde să știe despre războiul de șapte zile și despre armistițiul care a lăsat liberă universitatea, în timp ce chiar Palatul Regal răsuna de bocănitul bocancilor lui Gilmer în scurta perioadă a domniei lui. Oamenii de pe fundație care se apropiau de bibliotecă pentru întâia oară Înțeleseseră doar că, în tranziția de la o lume a distrugerii la una a strădaniei individuale, această zonă era o tăcută și delicată piesă dintr-un muzeu plin de măreție. Într-un fel, erau niște intruși. Tăcerea studioasă părea să-i respingă. Atmosfera academică părea să mai viețuiască și să protesteze, iritată pentru că era tulburată. Biblioteca era o clădire înșelător de măruntă care se lărgea enorm sub nivelul solului, devenind un spațiu mamut de liniște și visare. Ebling Miss se opri o clipă în fața maestrelor picturi murale din sala de primire. Șopti pentru că în acest loc nu îndrăzneai să vorbești decât în șoaptă. Cred că am trecut deja de camera catalogelor. Mă opresc aici. Avea fruntea transpirată, iar mâinile îi tremurau. Să nu fiu deranjat. Toran, ai vrea să-mi aduci de mâncare jos? Cum dorești. Vom face tot ce putem ca să te ajutăm. Vrei să lucrăm sub con... Nu, trebuie să fiu singur. Crezi că vei reuși ceea ce ți-ai pus în gând? Ebling Miss răspunse cu fermitate. Știu că voi reuși. Toran și Baita ajunseră mult mai aproape de ideea de a avea un menaj normal în doi, când reușiseră vreodată în acel prim an al vieților de proaspăt căsătoriți. Era un menaj cel puțin ciudat. Locuiau înconjurați de grandoare, dar duceau o viață de o simplitate dezarmantă. Mâncarea o obțineau în cea mai mare parte de la ferma lui Lee Center și o plăteau cu mici instrumente atomice care se puteau găsi pe nava oricărui neguțător. Magnifico învățase singur să se slujească de proiectoare în sala de lectură a bibliotecii. Asculta și vedea atâtea romane de aventuri și de dragoste încât ajunsese să uite de mâncare și de somn, la fel ca și Ebling Miss. Ebling, cel puțin, se îngropase cu totul în bibliotecă, insistase să se instaleze un hamac în sala de bibliografie psihologică. Slăbise, își pierduse culoarea, vigoarea în exprimare, iar blestemele lui preferate fusese rădate uitării. Erau momente când făcea eforturi disperate pentru a-i recunoaște pe Toran și pe Baita. Se simțea mai în largul lui cu Magnifico, acesta aducându-i de mâncare și stând adesea pentru a-l urmări, absorbit și fascinat, pe îmbătrânitul psiholog cum transcria ecuații nesfârșite, cum compara referințele bibliografice ale cărților film, cum umbla neîncetat de colo-colo, făcând eforturi mentale supraomenești să atingă un scop pe care el îl simțea aproape. Toran se apropie de Baita în camera întunecată și se adresă pe neașteptate. Baita. Da, trebuie să parcă vinovată. Baita. Vrei să-mi spui ceva, Tori? Sigur că vreau. De ce stai acolo pentru Neric? Te comporți anapodat de când am ajuns pe Trantor. Ce-i cu tine? Uf, Tori, termină! Spuse ea ca plictisită. Uf, Tori, termină! O mai muțări el, iritat, apoi îi vorbi cu blândețe. Ce ți s-a întâmplat, bei? Te roade ceva? Nu, n-am nimic, Tori. Dacă o să mă tot timpul, o să nebunesc. Mă gândesc. La ce te gândești? La nimic anume. De fapt, la Catâr, la Heaven, la Fundație și la toate. La Ebling Miss și dacă va găsi ceva în legătură cu cea de-a doua fundație și dacă ne va fi de vreun folos, dacă va descoperi ceva până la urmă și la un milion de alte lucruri. Acum ești mulțumit? Vocea îi trădă agitația lăuntrică. Ar fi mai bine să nu te lași furată de gânduri. Nu-i plăcut nici pentru tine și nici nu rezolvi situația noastră. Baita se ridică în picioare și zâmbi abătut. Bine, sunt fericită. Uite, zâmbesc și zveselă. veselă. Deodată se auzi strigătul agitat al lui Magnifico. Doamna mea, ce s-a întâmplat? Intră! Baita rămase fără grai când în cadrul lui și a apărut statura impunătoare și chipul hotărât al lui... Pricer! strigătoran Toran. Capitane, cum te ne-ai găsit? exclamă Baita. Han Pricer păși înăuntru, cu o voce limpede și calmă, lipsită de orice sentiment spuse. Acum am gradul de colonel sub comanda caterului. Sub comanda caterului. Cei trei formau o scenă impresionantă. Magnifico privea cu ochi mari și lacom și se strecură în spatele lui Toran. Nimeni nu-l băgă în seamă. Ținându-și mâinile strâns împreunate ca să stăpânească tremurul lor, Baita întrebă. Ne arestezi? Chiar ai trecut de partea lor? N-am venit să vă arestez, răspunse colonelul prompt. În instrucțiunile pe care le-am primit nu se făcea nicio referire la voi. Sunt liber și doresc să rămân prieteni, dacă sunteți de acord. Chipul lui Toran era devastat de furia pe care reuși să-și o stăpânească. Cum de ne-ai găsit? Erai pe nava filiană, așa Ne-ai urmărit. Pe fața împietrită a lui Pricer trec o umbră de reticență. Eram pe nava filiană. În primul rând v-am întâlnit. Ei, bine, din întâmplare. E o întâmplare practic imposibilă din punct de vedere matematic. Ba nu. Mai degrabă improbabilă, așa că ceea ce am afirmat rămâne valabil. În orice caz, ați recunoscut față de filieni, de fapt nici nu există o asemenea națiune, că vă îndreptați spre sectorul Trantor și întrucât Catărul are oamenii pe Neotrantor, a fost ușor să fac în așa fel încât să fiți reținuți acolo. Din nefericire ați plecat înainte de sosirea mea, dar nu cu mult înainte. Am avut vreme să dau ordini fermelor de pe Trantor să anunțe sosirea voastră. Asta s-a făcut și iată-mă. Pot să mă așez? Vin cu gânduri de prietenie, credeți-mă. Se așeză. Toran rămase cu capul în pământ și gândurile îi se învălmășeau în minte. Baita a pregătit absentă ceaiul. Apoi Toran ridică ochii și îl privine cruțător pe price. Ei, acum ce mai aștepți, colonele? Ce înseamnă prietenia ta? Dacă nu ne arestezi, atunci ce faci cu noi? Suntem în custodie? Chiamați oamenii și dă ordinele cuvenite. Nu, Toran," spuse pricer răbdător, clătinând din cap. Am venit din proprie inițiativă să vă conving de inutilitatea a ceea ce faceți. Dacă nu reușesc, voi pleca. asta e tot. asta e tot? Atunci vindeți marfa. Țineți discursul și du-te. Eu nu vreau cei baita. Pricer acceptă o ceașcă mulțumind cu gravitate. Privi spre Toran, neimpresionat de ieșirea lui, sorbi cu grijă apoi spuse. Caterul este un mutant. Nu poate fi înfrânt datorită naturii mutației. De ce? Care este această mutație? Întrebă Toran zâmbind acru. Poate ne spui și nouă. Da, vă spun. Faptul că îi cunoașteți secretul nu îi va face niciun rău. Vedeți? E capabil să controleze echilibrul emoțional al ființelor umane. Pare un truc ieftin, dar e imbatabil. Baita îl întrerupse. Echilibrul emoțional, zici? Se încruntă. N-ai vrea să explici? Nu prea înțeleg. Vreau să spun că este foarte ușor să îi inspire unui general capabil un sentiment, să zicem, de loialitate absolută față de el și de încredere nețermurită în victoria lui. Acești oameni nu-l pot răda, nu dau înapoi, iar controlul este permanent. Cei mai capabili dușmani ai săi îi devină cei mai credincioși subordonați. Lordul războinic al își predă planeta și devine viceregele lui pe fundație. Iar tu, interveni Baita cu amărăciune în glas, îți strădezi cauza și devii trimisul caterului pe Trantor. Înțeleg, N-am terminat. Înzestrarea catărului poate produce efecte contrare mai puternice și disperarea este o emoție. În momentul crucial, oamenii cheie ai fundației, oamenii cheie de pe Heaven, și-au pierdut speranța. Lumile lor au căzut fără multă zbatere. Vrei să spui, întrebă încordată Baita, că sentimentul ce l-am avut în bolta timpului era provocat de catâr care se juca cu emoțiile și sentimentele mele? Și cu ale mele. Cu ale tuturor. Cum era pe Heaven spre sfârșit? Îți amintești? Baita se întoarse să nu mai audă. Dar colonelul Pricer continuă cu convingere. Așa cum obține rezultate în cazul lumilor, tot așa obține și în cazul indivizilor. Te poți lupta cu o forță care te face să te predai de bunăvoie atunci când dorește ea? Care face un servitor credincios din oricine atunci când dorește ea? De unde știi că acesta este adevărul? Întrebă rar Toran. Poți explica altfel prăbușirea fundației și a Heavenului? Poți găsi altă explicație convertirii mele? Gândește-te, omule, ce ai tu sau eu sau întreaga galaxie împotriva caterului în tot acest timp? Ai reușit vreun lucru cât de mic? Pentru numele galaxiei. Voi reuși, răspunse Tora în provocări. Cu o bruscă izbucnire de satisfacție strigă. nu e așa că minunatul tău cater avea legături pe neotrantor despre care susții că trebuiau să ne țină acolo? Acei oameni sunt morți sau o suferă mai rău decât dacă ar fi murit. L-am ucis pe prințul moștenitor și celălalt își nu a pierdut mințile. nu ne-a oprit acolo și măcar atât am reușit. Ba nu, deloc. Aceia nu erau oamenii noștri. Prințul moștenitor era o mediocritate și un alcoolic notoriu. Celălalt, Comason, era de o stupizenie neîntâlnită. Era o forță pe lumea lui, dar asta nu l-a împiedicat să fie rău, ticălos și cu totul incompetent. Noi n-aveam nimic de a face cu ei. Au fost într-un fel doar niște piedici, dar ei ne-au închis, ori cel puțin au încercat. Nu și nu. Comason avea un sclap personal, un bărbat pe nume Inkney. Reținerea a fost ideea lui. E bătrân, dar va sluji intereselor noastre de moment. Pe el nu l-ați fi ucis, înțelegeți? Baita se întoarse spre el nici ea nu se atinsese de cei. Dar, după cum singura fir, ți-au fost modificate propriile emoții. Crezi, orbește în catâr, ai o credință anormală bonlavă față de el. Ce valoare mai au părerile tale? Ți-ai pierdut orice capacitate de a gândi obiectiv. Te înșeli. Colonelul clătină încet din cap. Doar emoțiile îmi sunt modificate. Rațiunea mi-a rămas așa cum era. S-ar putea să-mi fie influențată într-o anumită direcție de către emoțiile mele condiționate, dar nu este forțată, și sunt o serie de lucruri pe care le înțeleg mai limpede acum de când sunt eliberat de fostele mele condiționări emoționale. Constat că programul caterului este inteligent și demn de a fi urmat. I-am urmărit cariera de la început de acum șapte ani. Cu ajutorul puterii lui mentale a început prin a înfrânge un condotier și prin a-i lua grupul. Apoi, cu acest grup și cu puterea lui, a cucerit o planetă. Cu aceasta și cu puterea lui, el și-a mărit forța până a putut ajunge la lordul Kelganului fiecare pas a urmat logic altui pas. Cu Kelgan în buzunar, a avut și o flotă de clasă și cu aceasta, plus puterea lui, a putut ataca fundația. Fundația este cheia. Este cea mai mare zonă de concentrare industrială din galaxie, iar acum, când tehnicile atomice ale fundației sunt în mâinile lui, el a devenit de fapt stăpânul galaxiei. Cu aceste tehnici, plus puterea sa, el poate determina rămășițele imperiului să îi recunoască domnia și, evident, odată cu moartea bătrânului împărat, care este nebun și nu mai aparține de mult acestei luni, să se încoroneze ca împărat. Atunci va poseda nu numai numele de împărat, ci și puterea. Cu asta, plus propriei putere, care lume din galaxie s-ar mai putea opune? În acești ultimi șapte ani a întemeiat un nou imperiu. Cu alte cuvinte, în șapte ani el a realizat ceea ce întreaga psihoistoria a lui Seldon n-ar fi putut face în mai puțin de 700 de ani. Galaxia va avea, în sfârșit, pace și ordine, iar voi nu-l puteți opri așa cum nu puteți opri zborul unei planete cu mâinile goale. Spusele lui Pricer fură urmate de tăcere, ceea ce mai rămăsese din ceaiul lui se răcise. Își gorit ceașca, o umplu din nou și o bău pe îndelete. Toran își mușca furios degetul mare. Chipul baitei era rece, absent și palid. Apoi i-a spuse cu voce sugrumată. Noi nu suntem convinși. Dacă vrea să-i fim fideli, să vină catărul să ne condiționeze și pe noi. Îmi închipui că... I te-ai opus până în ultima clipă, când ai fost convertit. Am dreptate? M-am opus, recunoscut colonelul Pricer solemn. Atunci permite-ne și nouă același privilegiu. Colonelul Pricer se ridică. Cu un aer reținut le comunică. Eu trebuie să plec. Așa cum v-am mai spus, misiunea mea nu se referă de la situația voastră. Prin urmare, nu cred că va fi necesar să raportez în legătură cu prezența voastră aici. Nu vă fac o favoare deosebită. Dacă ar dori să vă împiedice în ceea ce aveți de gând, caterul ar însărcina fără îndoială alți oameni să îndeplinească misiunea aceasta. Dar așa cum stau lucrurile, eu nu voi permite să fac mai mult decât mi s-a ordonat. Mulțumesc, spuse cu o voce slabă baita. Cât îl privește pe Magnifico... Unde este? Vină cu ace Magnifico. N-am să-ți fac niciun rău. Cu el ce ai de gând? Întrebă emoționată baita. Nimic. Ordinele mele nu prevăd nimic nici în legătură cu el. Am auzit că este căutat, dar caterul îl va găsi când va dori. Eu nu voi spune o vorbă. Vreți să dați mâna cu mine? Baita clătină din cap. Toran îl măsură cu o privire disprețuitoare și reținută. Colonelul păru ușor umilit. Păși către ușă se întoarse și zise. Un ultim lucru. Să nu vă închipuiți că nu-mi dau seama care este sursa încăpățânării voastre. Se știe că sunteți în căutarea celei de-a doua fundații. La vremea potrivită, catărul va lua măsurile ce se impun. Nimic n-are să vă ajute. V-am cunoscut în alte vremuri și probabil că mai am amintiri care mă îndeamnă să vă spun măcar atât. Am încercat să vă ajut și să vă păzesc de pericolul final, înainte de a fi prea târziu. La revedere! Salută scurt și plecă! Baita se întoarse spre Toran, care rămăsese tăcut și șopti. Știu până și despre cea de-a doua fundație. În tăcerea bibliotecii e bling -miss, înstrăinat față de tot ce se întâmpla în jurul lui, chemuit sub un fascicul de lumină, bolborosea triumfător.